de 5 ore. Când ajunge avionul ăsta? Hai taci la aibă odată că mă enervez. Normal că zburăm de 5 ore, pentru că ăsta a fost cel mai ieftin avion. Normal, frate, normal, că ai jucat tu toți banii la păcănele și acum abia mai avem bani să cumpărăm o nouă casă în Brookhaven. Viața în Los Angeles era mai frumoasă. Vreau înapoi. Băi, liniște în spate, mă, vagabonților! Băi, cartofarule, pe cine faci tu, mă, vagabond? Bă, mai tași, mă, că ne faci probleme! Alo, baza! Alo, baza, baza! Am doi băiețași care caută probleme! Terminat! Recepționat! Lăsați-i să coboare să vedeți ce amende le dau de ustră curu! Terminat! Nu vezi, bă, ce tare în gură este, că dacă-i dau o bucată, l-omor! Bă, tași, mă, că te cocoșezi! Bine, mă, bine, tac din gură, tac din gură, nu te naibii! Bă, pe mine m-a cam luat guanga, mă! Bă, nu vreau să te mint, dar și pe mine viața mea! Șefule! Come here, brother! Come here! Acum, băieți, acum vin! Șefule, eu vreau așa, salam cu roșii și fratele meu vrea niște zacuscă! Nu avem, domnule, așa ceva! Acesta este avion, nu este magazin! Dar ce aveți, domnule? Ce aveți aici? Doritos, pizza, cola și apă. Bă, tu vrei să mă îndorm cu Doritos, e nebun la cap să mă apuce căcarea pe aici pe un avion? Nu pățiți nimic, domnule. Bine, bine, cum spuneți dumneavoastră, dați-mi două pungi de Doritos și două doze de cola, vă rog. Bine, puteți servi dumneavoastră. Poftiți și banii, domnule. Mulțumesc, o zi bună și poftă mare. Bă, ce bun este, dacă este expirat. Bă, dacă este expirat, îi dau în judecată, dar nu cred că este. Mam, ce bun este, frate, ești nebun. Hai să mă dă cu cola, poate trece, bă. Mai rău! Nam. Că care plăcută, ui! Te-a trebuit Doritos, n-a Doritos! Nam. Toaleta! Unde-i toaleta, măi? Măcar pe mine! M-am eliberat! O ieși monstru din Loch Ness din mine! Cine mă, monstru din Loch Ness? Da, bă, da, monstru din Loch Ness, stai, n-ai bine în gură și nu mai râde atât, dacă mă enervezi, fraiere. Bă, cred că am ajuns, bă. Bun, la timp, tocmai ce-am terminat și eu. Abia aștept să ajung, frate, abia aștept, nu mai pot, am amorțit în scaunul ăsta. Mați clienți, vă rugăm să vă puneți centurile de siguranță, deoarece avionul va ateriza în maximum 3 minute. Dar am încă gurița ta. Lasă trăiți! Bă, tu iar te ții de glume, tași din gură! Aaaa! Murim! Ajutor! Aoleu, dar imbecil mai ești! Tași, mă, că nu murim! Aterizează avionul! A, da? Bine, bine! Aaaa! Ura, am ajuns acasă! În sfârșit, pământ! În sfârșit! Da, ați ajuns acasă! Ia veniți dumneavoastră până aici! Hai, mai repede! Lasă trăiți! Ce-am făcut, șefule? Cum adică ce ați făcut, domnule? De ce tulburați liniștea în avion? Pentru asta primiți amendă 10 bastârci. 10 bastârci? Aoleu, domnule, vă rog eu mult de tot, iertați-ne că, știți, nu avem nici noi bani. Abia am ajuns și noi în orașul ăsta și nu avem bani. Abia avem bani să ne cumpărăm o casă. Dar ție vă dau ceva acolo, nu știu, o cafea, o țigară, un pișcoțel, un... A, încercat să-mi dați o cafea, o țigară, un pișcoțel. Da, am înțeles. Pentru asta 15 bastârci. Aoleu, domnule, bine, vă dau 15 bastări, toți banii. Mulțumesc, o zi bună, acum puteți pleca, la revedere. Am scăpat, la chiar naiba să te ia. Bă, ce-ai zis, mă, ia vină mă încoace, mă, paștele tău, dar vină mă încoace. Aaa, trage cu pistolul mine, nimic, șefule, n-am zis nimic, scuze. Libertate, welcome to Brookhaven. Hop, hai pe loc, trecem cu aia, trecem cu aia. Ca să trăiți, spuneți, vă rog, că mă grăbesc, trebuie să cumpăr o casă. Ce casă, mă, ești nebun, scoate banii mai repede, că ai tulburat liniștea în avion, ești nebun. 15 bani stârși mai repede, că te distrug. Gata, șefule, ia bănuții, 15 bani stârși, de bani ăștia să-ți cumpere lumânări. Ia Dumnezeu. Aaa, lumânări, vine în coace să vezi ce lumânare îți dau ție. Firea, n-ai de să fii. Da, mă, idiotule, că acum dormim pe străzi exact ca și câinea, vagabond. Mai tași la ternaiba, că dacă nu comentai tu, acum aveam și noi bani de un apartament. Și ce facem acum? Unde naiba dormim? Am o idee, fii atent cum se face. Bună, tu ești fata de ieri de la Mac care mânca burger? Da, dragă, eu sunt, de ce? Am îngrășat cumva și nu știu eu? Da, un pic, dar nu se cunoaște. Mă jur de nu, ziceai că-i scoafă.
Ai băgat burgerul ăla nenorocit. Ha, 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 ce glumă bună. Facem glumite, facem glumite. Zi mai repede ce vrei că rup ciocanul ăsta în capul tău acum. Uite, eu te iubesc de mult și vreau să zic chestia asta. Wow, ce drăguț. Uite, am și un cadou pentru tine. Vai, nu pot să cred ce drăguț ești. Eu acum muncesc, să știi, și intră și tu și lasă-l acolo, în camera din spate, și o să-l desfac după. Uite, o să-l pun aici jos, să nu uite el, da? E bine venit, rău ai nimerit, să vezi ce cadou îți trag eu ție acum. Băi, dai cadouri, mă, putu-ți America, lui mămică ta, bă! Plătite-a cadou a naibii! Bigula dracului, nu, ajutor, salvați-mă! Ha, dracu, boschetar! În sfârșit mă pot întoarce la muncă, liniștită. Mi-a dat cu ciocanul în cap! Bă, frățiorule, ce-ai pățit, mă? Mi-a dat cu ciocanul în cap și mi-a făcut dita mai gâlma, dita mai cocoio. E timpul să acționez, nu se poate așa ceva. Nimeni nu-l bate pe fratele meu. Bă, Zambilo, de ce l-ai bătut pe fratele meu? Wow, îi știi numele, ce drăguț! Mai vino până în spate să-ți arăt de ce l-am bătut pe frate. Bă, Zambilo, sunt tare curios de ce l-ai bătut pe fratele meu. Grația-i, dracu, să-mi fiți voi de boschetari. Poate mă mai plimb aici, că vă distrug. Bă, ce dracului facem? Că dacă te combinai cu ea, făceam și noi rozi în apartament și dormeam și noi ca oamenii. Acum o să dormim ca câinii. Asta e, dormim ca și câinii. Ce să facem acum? Noapte bună. Uaaa, ce zi minunată. T-ai dormit în toberon, bă, ești nebun la cap. Da, mă, da, dar unde era să dorm? Că mă mușcau câinii naiba. Fii, nu te apropia de mine. Nu te apropia de mine, miroși de la un kilometru. Ai dormit cu pisici moarte. Cu ce ai dormit acolo? Fai de cap. Bă, nu mai râde, bă, n-auzi? Mai râde. Bine, mă, nu mai râde, dar bă, știi ceva? Eu cred că trebuie să faci un duș, frate. Bă, ai dreptate tu așa, dar știi care e problema? Nu ne-a mai rămas bani decât de mâncare. Deci ce facem? Ce să facem? Nu facem nimic. Aia este. Dacă te miroase cineva, găsești tu o scuză, că ești băiat mare. Până la urmă nu te-am pus să dormi în tomberonul cu pisici moarte. Da, mă, da, bine. Hai să mâncăm ceva, că mi-e foame. Hai la Mac, bă, putoare! Vine acum, mă! Mamă, candezi de la un kilometru, ești nebun, cred că mă dă asta afară. Bună ziua, băieți! Cu ce vă pot servi astăzi? Mamă, ce bunăciune, ești nebun, că ești gurița. Bă, ai dreptate, da. Deci nu te miroase, bă, că dacă te-ai mirosit. Lași, bă, că nu mă miroase. Vrem și noi doi burgeri și două doze de cola, vă rog frumos. Ok, am înțeles. Deci doi burgeri și două doze de cola. Mă, dar ia stai puțin. Hai, de ce cu mirosul ăsta? Hai de viața mea, miroasea. Cerab nespălați? A tomberon? Cerab nespălați? Bă, cred că și-o dat seama, bă. Taș, mă, cerab nespălați ai tu, nu eu. Eu am duhoare de tomberon. Da, probabil este de la canalizare. Gata, băieți, a venit burgerul și cola. Câte unul de fiecare. Care din voi doi miroase în halul ăsta? Doamne, ferește, Maica Domnului, iartă-mă și păzește-mă. Parcă miroase a câine mort. El miroase așa, nu eu? Bă, nu ai mai luat pe mine, mă, ești nebun? Apoi, ai ieșit afară că mi-ai putut McDonald's-ul. Ce amuzant. Hai să mâncăm, bă, odată, că nu mai pune foame. Bă, știi ce vreau să zic? Ăștia sunt cam ultimii noștri bani pe care-i mai avem. Adică... Ești de aici până la colțul străzii, știi? Da. Bă, trebuie să facem cumva, să facem rost de niște bani, bă. Nu-i treaba bună deloc. Da, ai dreptate tu așa. Păi și cum facem, bă, frate? Erați voi să fiți de neșimțiți. Bă, să-mi aduceți banii pe burger și pe cola că vă mănânc. Da, da, imediat. Vă mulțumesc foarte mult pentru această masă, poftiți și bănuții, doamnă. Am masă full acum, full option. Mulțumesc, cu plăcere, o zi bună și mai spălați-vă și voi, mă, sconcșilor. Așa, bă, zi cum facem rost de niște bani ca să ne luăm o casă, că ce dracu facem? Stăm pe stradă iar? Nu știu, mă, cred că ne angajăm, habar, nu știu. Lasă-mă să mă gândesc.
Păi fii atent cum facem, până te gândești tu, eu mă duc puțin prin zonă să mă plimb să văd și-o care-i treaba pe aici, tu între timp te duci tu undeva să te speli că miroși rău de tot, adică miroși, frate, grav rău de tot, și după ne întâlnim aici, e ok? Lasă trăiți, hai baftă! Mamă, mare spargere ce le dau la ăștia la bancă dacă ne găsesc banca, oare unul chip banca pe aici prin orașul ăsta, mă? Bun, oare unde naiba mă pot spăla și eu acum, frate, că miros rău de tot și trebuie să mă spăl neapărat? Uite o casă, ia să vedem dacă locuiește cineva aici. Poate am noroc să mă ajute. Alo, e cineva acasă? Hei! Sunt vecinul! Stau de jumătate de oră aici și nu răspunde absolut nimeni. Doamne ferește, am aici pus și ploaia. Totuși, hai să mai încerc, poate răspunde cineva. Alo! E cineva acasă? Alo? Aoleu, care sună la ora asta, frate, 3 dimineața? Alo, răspunde, te rog, am nevoie de ajutor, urgent. Oh, mă, nu mai sună atâta, mă, disperatule, ho, că vin acum, o să strig soneria. Bună! Bună, uitați, pentru că nu vă cunosc, mi se pare foarte elegant și frumos cât de cât să vă întreb cum vă numiți. Măi, imbecilule, tu de asta m-ai trezit pe mine la ora 3 dimineața să mă întreb cum mă numesc, mă, băi! Haideți, doamnă, nu vă supărați pe mine, doar am întrebat cum vă numiți, atâta tot. Mi se pare foarte politicos, având în vedere că nu vă cunosc. Bine, mă, bine, uite, mă cheamă Mitrica. Mitrica! Ce-i cu numele ăsta? De ce vă te cheamă Mitrica? Vă place la Mitrica? Mă, ne simt porcule, nu ți-e rușine, cum să spui așa ceva când place la Mitrica? pardon. Dar de ce vă numiți așa, doamnă? Pentru că așa mă numesc eu, Mitrica este numele meu de domnișoară, dar până la urmă nu te privește pe tine, spune mai repede ce vrei că mă enervezi. Bine, Mitrica, uite care-i problema. Mă, nebunule, mă, nu mai spune Mitrico. Bine. Bine, Mitricuța. Nu știu dacă o să înțelegi, dar am tărzănei la funduleț. Ce? Cum adică tărzănei, mă, nebunule? Adică Tarzan se luptă cu King Kong la fundulețul meu. Hai că mă faci să râd. Vrei să spui că nu te-ai mai spălat de mult? Da, asta vreau să spun și vreau să te rog frumos să mă lași și pe mine până la baie să fac repede un duș. Bine, dar eu ce primesc în schimb? Păi nu știu, uite, mai devreme am trecut pe lângă casa ta și am văzut că ai foarte multă iarbă în spatele casei. Dacă vrei te ajut să tunzi iarba. Da, mi se pare o idee destul de bună, bate-n palma. Eu mă duc să mă întind în pat pentru că am făcut hernie de disc și încă mi-e somn. Vezi că baia este la etajul, găsești tu singur el. Bine, am înțeles! Mamă, ce casă șmecheră are asta, ești nebun! Bă, asta e casă de lux, bă! Trebuie să vorbesc cu fratele meu neapărat și să-i spun că am găsit-o pe Mitricuța și să-i zic că e soția perfectă pentru el. Deci neapărat trebuie să vorbesc cu el. Dacă se însoară fratele cu asta, ne îmbogățim, bă! O să ne rămână nouă averea! Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a scos-o pe Mitricuța în cale. Acum mă pot spăla și eu. Doamne, ajută! Mă urcai pe-un bolovan, măi tri-li-li-li-li-la, mă, și strigă la un cioban, măi tri-li-li-li-la. Măi, ciobane oile, Mitricuța-ți mănâncă florile, Mitricuța-ți mănâncă florile, măi tri-li-li-li-la. Cine mănâncă, mă, florile, Mitricuța? Eee, tirai tu, Sofie, îți arăt eu ție acum. Auzi, cât mai durează până termini de făcut duș, pentru că vreau să-ți arăt ceva la baie. Cam vreo 5 minute așa, nu mai am mult. Trebuie doar să mă mai spăl pe cap. Vezi că o să-ți împrumută șamponul tău, Shoulders. Tembelule, nu Shoulders. Se numește Head and Shoulders. Nu știam, draga mea. Ai spus că vrei să-mi arăți ceva, eu sunt gata, poți intra. Bine, intră acum. Ia zi, mă, nebunule, care mănâncă, mă, florile, mă? Păi eu mănânc flori, mă, ghiu, ce-i trandafir la lele? Ia-i tu să-ți ia, zi, mă! Ia-mă de aici, a putut, ce-a putut, ai odară! Aaaa, Mitricuța nebuna! Mitricuța nebuna, e nebună! Casă de nebuni, casă de nebuni! Nu intrați! Vino, mă, înapoi, mă, nebunul, n-ai vii că nu-ți fac nimica, Mitricuța? Nu-ți face nimica, mă, vino, mă, înapoi! Ai dat cu ciocanul, mă, de ce dai, mă, cu ciocanul, mă? Hai, mă, mai taci că nu te doare, sunt sigură. Vezi că ai uitat ceva. N-am uitat nimic, sau poate că am uitat ceva. Probabil am uitat să dau drumul la apă în cabina de duș la baie. Băi, nebunule, vezi că trebuie să-mi tunzi iarba. Așa ne-am înțeles, da? Așa că dai drumul mai repede și tunde-mi iarba, că altfel te spar cu bătaia.
Bine, 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 bine! La tărnaiba să te iei de Mitrica nebună! Mitrica nebună! Bun, să vedem cum a tus băiatul iarba. Bă, ce? Ce naiba, mă, iarba-i de un metru aici? Și aici la fel! Bă, nebunule! Unde ești, mă, nebunule, fira al naibii, să fie ai spus că-mi tus iarba? Fira al naibii! De drac împielițat, unde ești? Bă, unde dracu ești, mă, frate? Bă, vrei să-l anunț neapărat că am găsit-o pe Mitrica. Viitoarea lui soție! Am scăpat de sărăcie, bă! Și la ce-i dracu cu banca voastră, vă lăudați că aveți bani, ă? La sărac nu știți să dați și voi, bă, derbedeilor! Las că vă arăt eu vouă acum. Celui băgoașa la telefon, am sunat la 911, ce urgent aveți, doamne? Domnule polițist, ajutați-ne, vă rog, cineva ne-a spart banca și a fugit cu banii noștri. Cum să vă spargă, doamnă, banca, dar ce, balon sau ce naiba? Haideți, doamnă, fiți serioasă. Domnule polițist, ce se întâmplă cu dumneavoastră? Ce baloane? Tocmai ce, a venit un host la noi la bancă și ne-a spart seiful băncii. Ajutați-ne mai repede! Doamnă dragă, vă rog să mai repetați problema încă o dată. Domnule polițist, sunteți bătut în cap sau vă prefaceți? Că nu mai înțeleg nimic. Tocmai ce am spus că un host a spart seiful și ne-a curat banii. Of, hai că iau mașina și vin acum să vă rezolv problema, că sunteți foarte incapabili. Doamne ferește, ce polițiști proști sunt în orașul ăsta, n-am văzut așa ceva. Auzi, cică, la el, incapabilă. Suntem incapabili, bă. Bă, incapabilă e sorta, bă, că nu știe să dea cu o mătură în casă. Mâinile sunt chiloții jos, toată lumea! Ah! Nu trage! Unde-i hoțul, doamne, că am venit și nu e niciun hoț, faceți mișto de mine! Domnule Gogoașe, mâncam-i Gogoașa, păi până veniți la voastră normal că fuge și hoțul. Refuz această ofertă nouă de a mânca o Gogoașă, deoarece am mâncat până acum vreo 5 Gogoași și sunt plin. Dați-mi mai multe detalii despre hoț, nu știu, spuneți-mi pe unde s-a dus ca să știu să-l pot prinde. Păi, cred că s-a dus acolo sau... Ba nu, pe acolo s-a dus. Azi, domnule polițist, deja mă enervez, după ce că mai pot să dau chiloții jos și să ridic mâinile sus, mai vrei detalii și despre hoț, ia du-te și caută, că este datoria ta să-l găsești, să știi pe unde se află, nu a mea, pa! Mă bucăți să mă arăt dușmanii mei, sunt bogălat, sunt bogălat, la 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 la, sunt bogălat! Mă, frunză de salcâm, bă! Frunză, stai mă pe loc! Ha? Ce, cui zici tu mă frunză de salcâm? Bă, ce dracu faci, mă, de unde era banii, tu ești nebun? E, de unde și tu acum, i-am împrumutat de la vecini. Bă, nebunule, deci ascultă-mă, am găsit casă, frate, nu o să mai fim copii orfani. Păi normal că o să avem casă acum, din moment ce ai văzut dita mai geanta plină cu banii în spatele meu, nu? Nu, mă, frunză de salcâm, nu, dar totuși, de unde era banii aia? Bă, ți-am mai zis odată, i-am împrumutat de la vecini. Hai zi mai repede, care e faza cu casa? Bă, știi foarte bine că eu țin cont mereu de dorințele frățiorului meu și vreau să spun că ți-am găsit nevastă, mă, nebunule! Bă, ești nebun, frate, mi-ai găsit nevastă! Păi nu mi-am găsit eu nevastă 10 ani de zile, frate, și mi-ai găsit-o mie acum! Bă, capsic, nici în 20 ani nu-ți găseai, mă, dacă nu era a meu! Te mâncau câinii, dracu! Da, la ce să zic, ia zi-mă cum o cheamă! Bă, o cheamă Mitrica, frate! Dar e puțin așa cocoșată, sper să nu te deranjeze cocoașa, ei! Ce, mă, are cocoașă, dar ce-i Cămilă? Bine, mă, hai să-mi arăți unde stă! Nu, mă, găinarule, nu are cocoașa, am glumit eu, hai să-ți arăt unde stă! Uite, mă, acolo stă, vezi? Aia e casa de care vorbeam. Wow, ce vilă are, bă, tu ești nebun. Asta e plină de bani, bă. Bă, ce faci, mă, scoală dracu sus și lasă prostiile astea. Stare, bă, că m-a luat cu leșin că ne-am văzut vila. Florile tale n-au nicio valoare. O, mă, frate, o să nu-mi găsesc și eu, mă, un bărbat cu capul pe umeri, că numai tantele am avut până acum. Păi, bă, și cum fac eu, mă, să o convinc asta să se mărite cu mine? Tu ești nebun, acum vezi ce vila are. Asta e din aia cu figuri, cu bășin, cu... știi tu ce zici? Nici nu se uită la mine, ești nebun la cap când mă vede îmbrăcat cu training de la Abiba. Mă scui pe dracu direct în gură. Bă, nu știu, mă, ce să zic, vezi și tu, frate. Uite, acum că tot ai bani, du-te cumpărești tu un buchet de trandafiri de la florărie și du-și tu la fată un buchet de trandafiri, frate. Poate ce știe, ieși și voi la o cafea. Da, mă, da, lasă că văd eu. Uf, cât de drăgălași sunt aceste puraș. În cazul în care nu știați, dragi telespectatori, iepurașul din partea stângă sunt eu și cel din dreapta viitorul meu bărbat. Așchilopar, după cum puteți vedea, are și o ureche bleagă. Da. Oare când o veni? Mâine, poimine. Aseara m-a aspirat, frate, și uite, s-a pus praf din nou. Of, doamne, ce casă urâtă. Păi, deși în tot Bruhevul ăsta am găsit un magazin de flori să cumpăr un buchet de flori. Ia, cine e acolo?
Flori, flori, 5 lei bucata. Haideți la trandafiri, 5 lei bucata. Bună ziua, dați și mie un buchet de trandafiri, vă rog. Da, scumpule, nicio problemă, mâncați ăștia de tău, 5 lei bucata. Mulțumesc frumos, mamăiță, o zi bună. Of, 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 ce viață grea fără bărbat. Of, nu mai rezist așa, am nevoie de un bărbat care să mă iubească și pe mine. Mă uit așa la iepurașii aia cum se iubesc, parcă îmi vine să-l iau pe unul de acolo și să-l bag în oală să-l mănânc. Cu Dumnezeu înainte, sper să nu mă refuze. Bă, stai, dracu, să-mi fac un pic freza. Așa, stă mai bine acum. Hai să urc. Iar ai venit tu, mă, nepacule! Poftim? Cine-i spăla, mă, tu ești nebună? Cred că mă confunzi. Cum adică, mă, bă, răpănosule, ai uitat că ai venit la mine să faci baie, aveai rapănul pe tine de 5 kg. Stai așa, scuză-mă 2 minute, te rog frumos. Răspunde-mi paștele tău, dar la telefon mai repede. Bă, nu mă mai sună acum, dracu, că sună spovedanie. Doamne miluiește, Doamne miluiește. Spovedit iar Sfântul să te spovedească. Șșș, fă liniște, mă, nu mă mai sună. Bă, tu te-ai spălat la asta, spune-mi repede. A, mă, da, m-am spălat la ea. Bă, nărădule, de ce nu mi-ai spus, mă, frate, că asta a început să mă confunde cu tine, frate? A spus că am râie de 5 kg. Râie de 5 kg? Bă, cred că s-a referit la mine, mă. E normal, mă, că la tine, dar la mine, mă, prusule. Hai, pa, pa, mă, și oricum, mare mama ei râie, nu eu. Am revenit, să știi că sunt foarte mulți golani în acest oraș, cu același trending ca și mine, care umblă prin preajmă, deci nu eram eu. Bine, spune, ce dorești de la mine, că nu mai pă, mă doare capul. Păi uite, eu m-am mutat de curând în acest oraș și am vrut să trec pe la tine să-ți aduc un cadou. Acesta este cadou, sper să-ți placă. Hei, mulțumesc mult, chiar îmi plac aceste garoafe. Să știi că accept cadoul tău. Mă bucur foarte mult că accepti cadoul meu, dar să știi că nu sunt garoafe, sunt trandafiri. Of, da, ce naivă sunt, mulțumesc frumos, mulțumesc din suflet. Dacă vrei, poți intra și tu în casă, că și așa plouă afară și mai ține ploaia, să știi, până dimineață. Deci intră și tu în casă, te rog, să bei și noi o cafea. Bine, dar repede, că am puțină treabă, ok? Da, nicio problemă, acum spui că nu s-a și sport capeluța, dragule. Bine, mulțumesc mult, dar aveți să nu pui prea mult zahăr, că am diabet. Ok, cam pretențios așa puțin băiatul, dar n-are nimic. Că dacă ați pe cizma! Cristi! Bă, Cristi! Du-te-o! Bă, Cristi, bă! Mamă, îl mănâncă pe la câinele! Du-te-o! Bă, Cristi! Bă, Cristi! Bă, dar nici la ora asta nu pot să dorm. Ce-i cu gălăgia asta, mă, fratele meu? Băi, Mitrico, t-ai nebunit? Au, bă, de ce dai? Bă, ora 3 dimineața, t-ai nebunit la cap. Ție ți-a râs de Cristi și câinii lui. Eu dimineața la ora 7 trebuie să plec la muncă. Bine, mă, bine, mă opresc acum, opresc televizorul, gata. Dar ce-mi faci la muncă? Ce întrebare asta? Ce pot să fac la muncă? Muncesc! Și de ce muncești? Doamne, să câștigi bani, Mitrica, să câștigi bani! Păi de ce să câștigi bani? Doamne, nu te mai suport! Bine, îți răspund la întrebare! Ca să-ți cumpăr creier! Că nu ai creier deloc, m-ai zăpăcit! Nici bine nu te-am cunoscut și deja mi-ai cu capul calendar! Ah, bun, ți-am cu capul calendar, deci tu chiar vrei să mănânci toată luna pâine cu pateu, să înțelegi! Să te ia naiba de nebună, nici acum nu-mi vine să cred că eu trebuie să mă însor cu tine! Bă, ce plouă afară, frate, mamă, cât e ceasul? E 12, what? Am întârziat la muncă, nu pot să cred așa ceva. Mai bine nu mă duc astăzi la muncă, o să mă duc mâine și o să-i spun un șeful că am avut o problemă în familie. Mă, Căcâcea, unde ești, mă, Căcâcea, bă? Mă, Căcâcea! Mă, Căcâcea, dar de ce stai în ploaie? Bă, urtania mea, vivezi pe cine faci tu, Căcâcea, și în primul rând nu stau în ploaie, am umbrelă la mine sau ești oarbă. E o urâtanie, mă, Căcâcea, e o urâtanie, păi ai vrea tu să fiu e o urâtanie, băi? Bă, dar tu ca ce muncești, mă, că nu mi-ai spus până acum? Sunt antrenor la o sală de sport, antrenez fetele. De-aia te grăbeai tu la muncă ca să antrenezi fetele? Lasă, gata, de astăzi nu mai muncești. Gata! Tu ești nebună, cum să nu mă mai duc la muncă, mă? Cum o să mai câștig bani? Bă, am zis gata, ce alegi, banii sau dragostea? Oh, Doamne, mănânc zilele, nu te mai suport! Bine, aleg dragostea. Vedeți că eu mă duc până la prietena mea când trebuie să vorbim ceva și noi ca fetele. Și până vin eu, te rog frumos să faci tu ceva de mâncare, că sunt ruptă de foame și presupun că și tu ești rupt de foame. Bine, hai, du-te. Pa, și vezi că mâine avem nunta, pregătește-te, băi, Căcâcea. Pam, 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 pararara, eu sunt Mitrica. Căcătica, eu sunt Mitrica.
Doamne, ce plouă, sper că această ploaie să nu-mi strice nunta de azi. Gherghino, am ajuns, dragă, deschide ușa, Gherghino. Acum vin, pa, acum vin, ușor să nu-mi strici soneria că te mănânc. Lasă, dragă, soneria și hai mai repede că mă audă ploaia. Da, fa, hai, intră. Ce faci, mă? Știi ce nu înțeleg eu? Ce te aduce pe la mine? Că tu n-ai mai trecut pe la mine de vreo 150 de ani, 44 de luni și 35 de zile. Ce să mai fac cu treburi pe lângă casă și eu ca femeia? Deci am două vești pentru tine, una bună și una rea. Cu care vrei să încep? Păi începe cu aia bună. Mă mărit. Poftim? Te măriți? A, tu ești surdă sau ce? Am zis că mă mărit. Pot să știu și eu ce este așa de amuzant? Mă întreb oare cine a reușit să se uite la un urangutan așa păros ca tine? Vai, dragă, ce să zic, dar la tine ce e tras să uite? Zici că ești ultima Cămilă Cocoșoată. Cred că te tragi din neamul cocoșații de la Nostradam. Wow, cocoșații de la Nostradam! Eu oricum nu mă pot mărita. De ce? Cum de ce? Ai uitat că sunt vrăjitoare și nu am voie să mă mărit? Ah, da, ce uitu că sunt. Ai zis, și vestea proastă care este? Că nu prea mai am timp la dispoziție. Păi, vestea proastă. Este un dobitoc. De ce? Pentru că eu îi spun să facă ceva și el face altceva. Păi și eu cu ce te pot ajuta? Păi nu știu, mă gândeam că poate reușesc să-i faci un hocus pocus de la de-al tău ca să nu mai fie atât de dobitoc. Cred că pot, dar să știi că nimic nu este pe gratis. Știi vorba aia, prietene ca prietene, dar prânz ai pe bani. Îți dau cât cere, îți dau și aurul lui bunica mea, doar să știu că dobitocul devine băiatul de cap. Bine, deci vreau două genți pline cu euroi și 10 grame de aur. Poftim și ultima geantă cu euroi. Vezi că aurul l-am pus acolo lângă banii geantă. Hai, mersi, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Deci batem palma? Batem palma. Bine, hai că eu plec. Pa! Stai, fa, stai un pic. Vezi că eu am să te sun când îi fac focus pocus ca să știi. Bine, bine, pa! Căcâcea, am ajuns acasă, căcâcea! Ajutor! Salvați-mă de la închisoare! Nu, Mitrica, nu, dar eu te iubesc! Cu cine vorbește asta, mă? Bă, căcâcea, ce faci, mă, acolo, mă înșeli? Ce faci, mă, aici? Aaa, Dorin, te-a luat somnul! Scoală, mă, mai repede! A? Ce? Ce? Cine a murit? A murit fractul călcat de un tir. Ce? Nu pot să cred. Și cât îl iubeam. Nu a murit nimeni, mă. Dar de ce nu știam că ai un frate? Dacă mai faci glume proaste, o să dorm cu câinele Azorel în cușcă. Și da, nu știai că am un frate pentru că nu ți-am spus deșteaptă. Vai, mulțumesc că m-ai făcut deșteaptă. Treci la masă mai repede. La 1 mâncare, la 10 mâncare, la 12 mâncare, la 1 mâncare. Frate, asta e casă de nebuni. Ce mai mâncăm și acum? Mănânci ce-ți dau dacă nu-ți ia mama naibii. Și treci în partea asta, că acolo e masă specială pentru musafiri. Bine, bine, mamă, frate, iar mâncăm carne. Nu mai vreau carne. Băi, da, și nu mai comenta și mănâncă. Auzi, bine, dar ce facem după nuntă? Ce să facem? Venim acasă, mâncare, căcare și ne punem să dormim. Dar el chiar atâta merit, mă iubine, simt porcule. Nu mă duci și pe mine într-un loc special? Unde naiba să te duc? Faci și noi economie, mă iubire. Oricum, singura ta șansă e la coada vacii, la bunica, la țară, mai exact la Sarnastu. Ești un porc, nesimțitule, pleacă din ochii mei. Mă duc să cumpăr flori pentru nuntă, pa. Am bani, mă doare în bască, acum sunt fericit și oricum nu și-a dat seama că nu mă duc după flori. Mă duc să mă distrez. S-a oprit și ploaia, a ieșit și soarele. Asta da viață, frate. Am pupilele pe tine, nu stripat, nu pune-ți o centură, că de aici totul e fast, bro. Fume savana, zăpada curge, că-i vara, că iarna, treaba e clară, mai da peste... Alo, Dafa, ce faci, fa? Vezi că-i fac focus focus. Lupii să-l mănânce, sper ca de data asta să facă ce trebuie. Ai grijă că o să-i se facă rău, hai, pa, pa. Bine, pa, am început să transpir, dar de ce oare soarele s-a ascuns în nori? Ce se întâmplă cu mine? Ceva nu este în regulă. Invoc toate puterile malefice, inim, inima, inimu, abracadam, abracadam. Dă-i dracului un cui în fund să facă tot ce zice Mitrica. Ah, ce pui bine mă înțeapă mă în fund. Ah, au, ce mă înțeapă. Baba nu este în regulă cu mine, trebuie să ajung acasă mai repede. Gata, fa, e al tău acum. Mersi, soro, te pup, baba. Mitrica, am ajuns acasă, deschide ușa că nu mai pot, mi-e rău tare. Ah, ți-e rău, bagabontul naibii, unde umbla mă până acum? De ce ți-e rău, ce ai pățit? Mitrica, știi foarte bine unde am fost, am fost după flori, dar pe drum mi s-a făcut foarte rău, nu știu de ce. Au dat bolile în mine, am fisoane, mi-a crescut tensiunea. Nu știu ce am, cred că am boala vacii nebune. Aoleu, tu o să mă omor pe mine într-o zi. Fix asta mai trebuia, să mă duc la magazin să-ți cumpăr pastile. Mișcă în casă odată că te omor. Ce mi-e frig, nu mai pot, frate. Aoleu, nu mai pot. Aoleu, ce mi-e rău, frate. Aoleu, măiculiță, maică, cine n-ai bă m-a pus să merg prin ploaie? Doamne, ferește. Aoleu.
Nu mă așteptam să fie situația chiar atât de gravă. Trebuie să sun pe Gherghina urgent. Bună seara, bine ați venit la farmacie Inimica Tena. Eu sunt Gina și sunt șefa magazinului. Cu ce vă putem ajuta? Wow, Gina Pistol! Gina Pistol, tu ești! Îmi dai și mie un autograf, te rog! Că domnișoară, ce Gina Pistol visez? Nu sunt Gina Pistol, sunt doar Gina. Bine, am înțeles. Deci bărbatul meu are probleme foarte mari. Îl doare capul, are febră și nu poate dormi, iar când adorme visează urât noaptea și are probleme cu constipația, să înțeleg, nu? Cred că da, nu sunt sigură, tot ce știu este că îl doare foarte tare capul. Da, sunt sigură că visează foarte urât atunci când adorme, că are probleme cu constipația, deci stați liniștită, doamnă, că am întâlnit acest caz de foarte multe ori, deci vă putem ajuta. Vai, vă mulțumesc foarte mult, doamna doctoriță, vă mulțumesc enorm de mult. Am reușit să găsesc cele mai bune pastile pentru bărbatul dumneavoastră. Pastilele se numesc Dulconax și sunt foarte eficiente, vă costă doar 15 lei, poftiți pastilele. Da, destul de ieftine aceste pastile, poftiți bani, doamnă. Mulțumesc, la revedere. Doamnă, veniți înapoi, stați un pic, că nu am terminat, veniți înapoi să vă dau și bonul, doamnă! Stați liniștită, doamnă, stați liniștită, nu este nevoie, nu este nevoie, stați liniștită, la revedere! La revedere! Doamne, câtă curățenie trebuie să fac în casă astăzi, nu mai suport, se pune praful foarte repede în casa asta, nu știu de ce, de unde vine atâta praf la mine în casă! Răspund acum, ho, nu mai sună atâta că răspund, ho. Alo, da? Băi, mare martalog, băi. Bine, fată, și eu ce să fac acum, ia zi. Cum adică ce să faci? Păi dracului în focus focus să-și devină că mare asta aici. Astăzi am și nuntă cu el. I-am luat și un pumn de pastile. Dar bine, hai că te ajut și de data asta. Spune la ce oră vrei să-i fac focus focus. Păi pe la ora 5, că atunci îi dau pastila, da? Bine, bine, papa. Mă uit la ploaia asta, parcă plouă cu răutate peste mine, fraților. Doamne, ferește mai tare. Numai răutate și ghinion. Numai răutate și ghinion am, frate, deci nu pot să cred așa. Oh my God, ce mereu nu mai pot, frate, să-mi bat piciorul. Am răcit rău. Băi, bujia mea! Unde ești, mă, bujia mea, mă? Cum te simți? Bujie! Of, săracul de tine, vezi că ți-am luat pastile. Mâine seară, la ora 5, sunt la tine în cameră cu pastilele să ți le dau, bine? Somn ușor. Aoleu, răcea la viață, bine, noapte bună. Hai de scoală, că e ora 5. Of, nu mai pot. Hai, mă, scoală, ia pastilele odată. Dar ce pastile sunt alea? Hai, dă. Sunt pastile pentru dureri de cap, pentru răceală, mai exact. Ia, bine, mă duc la baie să le iau. Bine, 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 abia aștept să facem nunta, iubire, abia aștept să facem nunta. Hai, mă, odată că se răcește mâncarea, cât timp trebuie să iei o pastile? O oră? O, mă, iubire, ho, că vine acum, am luat și eu două pastile ca să-mi treacă mai repede. Aoleu, dar mie mi-e rău și tu îmi dai să mănânc. Ca acelalte și pune mâna și mănâncă. Nu e bine să stai cu stomacul gol. Tu vrei să mori, mă, nebunule? Pune mâna și mănâncă. Am mâncat, iubire, dar eu nu mai pot să termin tot din farfurie. Mă duc în pas să mă întind un pic. Uaa, ce bine să stai în pat. Termin de spălat vasele și mă duc să mă schimb pentru nuntă. Pa. Vai de viața mea că de când am luat pastilele alea mă cam doare stomacul, bă, tata. Mă mări să mă arătați, căț, căț, căța. Mă mări să mă arătați, căț, căț, căța. Aoleu, ce durere de stomac am, mai pot, frate. Aoleu. Băi, iubire! Dar cum să-mi iau pastilele la paracetamol? Mă mări să mă arătați, căț, căț, căța. Iubire, nu, nu, iubire, de ce mă trebuie? De ce ești curios? Iubire, vreau să zic că sunt foarte bune pastilele și că pe viitor aș vrea să mai cumpărăm. Poți să-mi spui și mie cum se numesc pastilele? Da, iubire, zic, se numesc Dulconax. Dulconax! Ce? Tu ești normală la cap, Dulconax, mă? Bă, tu ești sănătoasă! O, dați-vă la o parte, că vine bomba nucleară! Vine bomba nucleară, frate, ești nebun! Mamă! Miroase a zacuscă, măcar m-am eliberat. Data viitoare să fii mai cuvinte, oi, să mă iubești mai mult. Și vici că deodată când sunt gata de nuntă. Aoleu, ofițer, Dulconaxul al naibii să fie, n-am rămas nimic în mine de la Dulconaxul ăla. Unii naiba mi-am pus costumul ăla. Hai că vin acum, sunt gata. Hai mă, căcăcios mic, să urc și eu. Hai, calcă pedala aia. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Haide, stai că intrați, stai că cu curaj, stai că intrați în casa Domnului. Bună ziua, părinte! Să treci, băi, popă, băi!
suflete calde și blânde, ce va duce pe la noi la biserică? Păi, popă, eu am venit să-ți spun rugăciunea și să plec acasă, liniștit. Ce, mă? Taci odată că te omor! Nu-l băgați seama, părinte, că are handicap de gradul 5 și, na, nu știe ce vorbește. Deci, eu am venit aici să mă mărit cu el, iar el a venit să se însoare cu mine. Domnului să ne rugăm! Haideți, veniți mai aproape, copiii lui Dumnezeu! Domnului să ne rugăm! De bună voie și nesili de nimeni, o iei în căsătorie pe Marița! Da, o iau, o iau! Domnului să ne rugăm! De bună voie și nesilită de nimeni, o iei în căsătorie pe Goșel! Yes, of course! Yes, of course, mâncați-aș! Vă declar cal și mârțoagă, puteți săruta mârțoaga! Păi, iubire, ăsta face mișto de noi, mârțoagă, serios? Păi, popă, dacă-ți bag o dreaptă, nici îngerul îngerașul tău nu te mai salvează! Fiul lui Dumnezeu îmi cer iertare! Vă declar soț și soție, puteți săruta mireasa. Hai, iubire, să ne pupăm? De când așteptam momentul ăsta? Hai, iubire, dar lași că ne pupăm acasă. Mulțumim, popă. Domnul să vă ocrotească. Casă de piatră.